331, El ne-a iubit, venind în lume, noi cei pierduți să fim salvați, prin sânge sfânt, vărsat pe cruce, la Golgota, Iisus Hristos ne-a vindecat. Să
Slavă ți. Ei, Doamne, pentru că suntem aici împreună să te laudăm și să ascultăm cu Dumnezeu. Da. Te rog, Doamne, să ne sfințești. Te rog. Și, Doamne, te rog să facem fiecare inimă cu Domnul bun în care amin. Te rog. Să poată învăți să aducă lor. Doamne, îți mulțumesc că suntem în vis prin har și prin credință, așa că suntem de la tine. Te slăbesc, Doamne, nu avem niciun merit, Doamne, și credința mântuitoare este tot de la tine. Și, Doamne, te rog așa de mult și în seara aceasta să pui mai multe inimi peste credință mântuitoare. Doamne, vă ca să vadă oamenii că au nevoie de tine. Și, Doamne, la tine este și calea pe care oamenii nu pot să ajungă în împărăția cerului. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, face-se voia Ta, precum în ceruri, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Amin. Ocupați locurile. Vă spunem bun venit la adunare. În această seară Domnul să vă binecuvinteze. Suntem după o săptămână în care ne-am adunat în fiecare seară la rugăciune și la, păi, la evanghelizare, începând de joi. Dumnezeu ne-a dat harul acesta să ne putem aduna. Cât de mult am avut COVID-ul și nu ne-am văzut acum. Iată că a trecut și COVID-ul și putem să ne adunăm în libertate, fără restricții. Vă spunem bun venit, Domnul să vă binecuvinteze și să dea har peste noi, peste toți în seara aceasta. L-am invitat să predice Cuvântul lui Dumnezeu pe fratele pastor Iuliu Centea, de la Biserica Pentecostală Bethel. Bine ai venit, frate Iuliu, e prima dată între noi. Când am întrebat față din comitet dacă au propuneri, fratele Iuliu a fost o propunere și am ajuns la parcă și fratele a răspuns afirmativ și mi-a spus că a venit cu dragă inimă în seara aceasta. Rugăm ca Domnul să-l binecuvinteze. Am terminat aceeași școală. Fratele la început, Universitatea Emanuel, desigur, cultul baptist, pentru că așa deschidea multe școli și a putut să facă școli și pentru ei. Dar ne bucurăm să-l slujim pe același Mântuitor. În această seară vom cânta mult cu fanfara, și biserica noastră și biserica de la drum s-au unit împreună ca să facem repetiții. Și fratele Ghițelu spus ne-a ajutat în sensul acesta, cu familia. M-am revăzut și eu cu unii din foștii mei colegi de la Serdos, în câteva luni ne-am lucrat acolo și cu Carina, dar cu soțul ei, câteva luni am fost colegi acolo la Serdos. Domnul să vă binecuvânteze și pe dumneavoastră. De asemenea, am avut o surpriză, am știut un pic de ea, da? Fratele Ferii și cu sora Clara, de la Finish. Domnul să-i binecuvinteze. Cu ei ne-am întâlnit și ne-am cunoscut în Israel. Da, și când am plecat noi de acolo i-am văzut. Pentru că am venit cu zboruri diferite și eu doar venit cu alt zbor. Ne bucurăm și seara aceasta de ei, Domnul să-i binecuvinteze. Fanfara, la un moment dat, vor avea o cântare și ei. Vom cânta cu fanfara se pregătește să cânte o cântare. Cântările pe care le cântăm, majoritatea sunt cunoscute. Cel puțin o bucată dintr-o cântare se știe. Vom proiecta. Să rog pe sora să cânte un pic ca să ne conducă în cântare. Fratele Sebii va proiecta să putem să fim și noi implicați prin cântare. Dacă nu reușiți, uitați-vă la versuri, să vedeți ceea ce vorbesc aceste versuri, pentru că vrem să pregătim inima. Vrem să pregătim în prima parte
Și apoi să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu. Și ne rugăm ca să vorbească Cuvântul acesta. Așa cum ne-a vorbit nouă, să dea mântuire. După care, sora Șera, va cânta slavă Domnului, apoi din nou.
Thank you.
Pace fraților, mă bucur foarte mult că în seara asta putem fi împreună cu soția la dumneavoastră. Așa a fost că vine și băiatul David. Între timp a plecat undeva și nu a sosit la timp și tot am insistat soției să vină cu noi. Mă zic că atât merită Cristi și soția să-i vizităm cu ocazia asta de evanghelizare și dacă tot am spus la fratele Răscuț că venim, zic, hai să fim alături și să ajutăm și noi cu ceva, cu o rugăciune, cu o cântare, ca evanghelia și aici la dumneavoastră să meargă mai în față, în continuare. Câteva versete vreau să vă citesc pentru un demn. Din Evrei 10, să nu vă părăsiți dar încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire. Căci aveți nevoie de răbdare ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Și cel neprehănit va trăi prin credință, dar dacă dă înapoi sufletul meu, nu găsește plăcere în el. Noi însă, noi, din Finiș, voi de aici, din Hibișel, nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Amin. Așa să fie. Ne bucurăm să fim cu dumneavoastră. Nu vreau să vorbesc mult, pentru că nu plac nici predicile lungi, vreau întotdeauna și ceva consistent și mai am de gând să vin la dumneavoastră. Mai bine am zis că cântăm o cântare cu soția, are voce frumoasă și dacă Dumnezeu a dat darul acesta, hai să ne folosim de el. Dar vreau să vă spun că n-am putut uita pe familia Cristi și soția care ne-au fost alături, ne-a condus acolo în călătorie. Mereu mi-aduc aminte de fratele Cristi, era un om zâmbăreț, un om calm, era vesel tot timpul și când deschidea gura era cu folos și să dea Dumnezeu să fim și noi toți așa. Și pentru un demn vreau să vă mai spun că o fetiță se lăuda odată despre mama sa că este cea mai pocăită femeie din biserică și unii au întrebat de ce. Pentru că mami ceea ce citește și ascultă o și trăiește. Și aș dori ca și dumneavoastră ceea ce auzim, ceea ce citim din Biblie să putem și trăi, ca să mergem în continuare înainte până Domnul va veni după noi și ne va duce acasă. Amin. Amin. Oh,
pe care, cu care vrem să lăudăm pe Domnul cu fanfara revenită, se numește Pocăință, Pocăință. Și cântarea asta pentru familia noastră are ceva special. În 2002, în luna mai, Domnul mi-a dat și am aranjat aceste trei cântări. Prima e Sfânta Scriptură deschisă, a doua Pocăință, Pocăință, iar a treia cântare, Toată încrederea în Tine îmi pun, o Doamne Dumnezeu, Tu ești un Tată milos și bun, o Doamne Dumnezeu. Soția mea, la nașterea lui copilului nostru, lui Daniel, care are 21 și câteva luni, era Daniel cu scorul Abgar 1 la 10 s-a născut, a fost un mal praxis și avea doar un pic de cont și respira puțin. L-au dus în incubator, a doua zi, Lenuța, eu veneam în fiecare zi la spital, Lenuța se ducea, cobora un etaj, se ducea la incubator, se ruga și cu lacrimile ștergea incubatorul și Domnul i-a pus pe inimă o cântare și mi-a zis, noi trebuie să fim tari. Și cântam fiecare zi, Toată încrederea în Tine pun, o Doamne Dumnezeu. Îi mulțumim că dacă ne punem încrederea în Domnul Cerului, El este alături de noi. Noi avem datoria să-L slujim cu scumpătoate și îi mulțumim frumos pentru darul care l-am primit. Noi o considerăm o binecuvântare. Povesteam fraților că mă duc cu camera de filmat după noi. Când e posibil, Daniel vine cu noi. Dacă nu, atunci trebuie să-i duc și să-i spună tata, uite, am cântat, ce am cântat și eu pot la filmul și eu pot ce cântări am cântat. Și ca să vă dau un amănunt, aveam vreo 6 ani, 7 ani, la noi programul la Tăvăt, după mică, după masă, de la 2 la 4, vineam acasă, dotrihnie, vaci, porneam internetul și suntem membri online la Speranța, Biserica Speranța, arată acolo vei cu natul fratele soției mele, cu familia, și el era interesat în momentul în care se întorcea camera. L-ai văzut pe unul? Da, era locul lor acolo sus, la balcon. Și îl întrebam, ce-au cântat? Și eu nu-i dat, pe fiică turca, și eu nu trebuia să-mi spunea ce cântări eu, nu poate să ne spună, dar știe ce cântări au cântat. Asta și asta. Îi mulțumim Domnului pentru el și ne rugăm ca Tatăl din Cer să ne ajute ca să-L putem umbriți în continuare. Amin. Iar Domnul Iovanță să vă binecuvinteze. Prima dată când sunt într-un program în biserica dumneavoastră. Mulțumesc Domnului și Dumnezeu să vă binecuvinteze lucrarea din biserica dumneavoastră, din satul dumneavoastră, pe fratele păstor și în toată lauda să fie la Domnului nostru. Amin.
Ridiculous!
Din Moldova, din acolo,
binecuvântarea asta, fără Iisus, toate sunt alegere. Domnul să se atingă de noi. Pentru unii, cred că auziți sute de predici, poate, din Samaritanul Măstiv și se gândesc, bă, încă o predică despre Samaritan. Hai că să tu de la până peste gât. Bun. Fratele Cristi, dă din cap, nu? Dacă am plinit atâta. Să știți că noi suntem solidari absolvenții de Emanuel. Îți aud că un absolvent de Emanuel mă duc mai repede. Nu contează zona, biserica. Am avut experiențe extraordinar de frumoase la Universitatea Emanuel. Dumnezeu ne-a binecuvântat, ne-a crescut acolo și suntem solidari, să știți, de care așa. Să vă rugați pentru această universitate, conduce Dumnezeu să binecuvânteze în continuare. Amin. Sunt două personaje de bază, nu zic principale, în această pildă. Noi scoatem evidență dar pe samaritanul meu stil. Dar mai sunt personaje care apare o durată mai mare decât samaritanul. E un călător anonim, n-are nume. Nu cunoaște nici naționalitate. Despre acest al doilea personaj vreau să vorbesc. Omul anonim, omul neînsemnat, dar un om cu care inima noastră este apropiat. Când ne identificăm cu acest om. Că te mai bine identificăm cu acest om decât cu samaritanul. L-am numit călătorul rănit și vindecat. Trebuie să știi tu mesajul de astăzi. Călătorul rănit și vindecat. În Scriptură, viața este asemănată cu o călătorie. Dacă ne uităm la Geneza 47, unde este adus în fața lui Faraon, Iacob. Interesant că în fața șefului statului egiptean, Iacob își prezintă viața ca o călătorie. Citim din Geneza 47, de la 7 la 9. Iosif a dus pe tatăl său, Iacov, și l-a îmbrățișat înaintea lui Faraon. Și Iacov a binecuvântat pe Faraon. Faraon a întrebat pe Iacov, care este numărul zilelor anilor vieții tale? Iacov a răspuns lui Faraon, zilele anilor călătoriei mele sunt 130 de ani. Zilele anilor vieții mele au fost puțin la număr și rele, și nu au atins zilele anilor vieții părinților mei în timpul călătoriei lor. Ce zice Iacov? Anii călătoriei mele. Deci viața este o călătorie. Iacob așa prezintă fața lui Faraon. E anii călătoriei mele. Viața este o călătorie. Și acesta era un călător. Personajul acesta din Biblie. Dar nu spune doar în Geneza că viața este o călătorie. Și în Noul Testament avem această idee că viața este o călătorie. Evrei 11:13. Mărturisind că sunt străin și călător pe pământ. Cum suntem considerați? Străini și? Nu sunt legați de pământ. Avem în literatura română oameni care mor după pământ. Sau în anii 90 ceva în bisericile noastre, frați din biserică, care se judecau pe pământ. Mor după pământ. Nu trebuie să fim mor după pământ. Noi suntem străini și călători. Patria noastră unde e? Și viața este o călătorie. Suntem străini și călători. Înțelegând că viața este o călătorie, că suntem străini și călători pe acest pământ. Vreau să ne apropiem de această pildă, analizând patru imagini ale călătorului rănit și vindecat. Patru imagini. Prima imagine. Călătorul spre Ierihon. Biblia spune, nu spune numele lui, dar spune direcția lui. Se îndrepta spre Ierihon. Ce simbolistic are Ierihonul în Biblie? Total diferit de Ierusalim. Ierusalimul este sus. Și mă bucur că am descoperit o altă iubire a fratelui Cristi. Și eu iubesc Israel. Am locuit un timp în Israel. Bun. La o mănăstire. În Israel. Ierusalim. În timpul războiului din Gaza, cu toată familia. O singură evanghelică. Era o mănăstire maronită. Ierusalim. Și nimeni știa că nu suntem. Mă, nu poate ce mâna sâmpile voastre. Dați-ne ceva cameră în Spire. Vă dă
și soția vrea să meargă la ceva seară de prezentarea istoriei Ierusalimului cu holograme. Dar era după ora 10. Și mănăstirea se închidea la 10. Le-am dus la măicuțe să spunem. Nu puteți să lăsați mănăstirea deschisă după 10? Nu. Zic la soție, draga mea, nu se poate fi dorința să vedem această reprezentație istorică. Era un muzeu. Ai fi să atenți în bunătate la... Ai fi să atenți. Ne-am sfătuit între noi. Nu putem mănăstirea să o lăsăm deschisă la 10. Așa e tradiția noastră, zice. Că la 10 închide mănăstirea. Ne-am sfătuit și am găsit o soluție. Vă dăm vouă cheia mănăstirii. Vă dați seama primul român din istorie cu cheia în mănăstiri marolite. Cum am simțit în ziua extraordinară? Deși eu este astfel. Era cheia mănăstirii mele. Dar acest călător cobora spre Ierihon. Aici e problema. Direcția e problema. Ierihonul nu e un loc bun. Ierihonul e un loc de jos. Deci cobora, mergea în declin călătorul. Nu cumva viața ta este în declin? Nu cumva cobori și tu? Ce călător spre Ierihon? Cobora de la credință la necredință. Ierusalim este cetatea credinței, Ierihon este cetatea necredinței. Și vedem pe Ioan Botezătorul, că a avut acest declin de la credință la necredință. Când l-a botezat pe Iisus, ce a zis Ioan Botezătorul despre Iisus? Iată, nu? Mielul Dumnezeu care ridică păcatul lui. Când a ajuns în temniță, ce a zis despre Iisus? Oare tu ești Mesia? Adică s-a îndoit deja. A coborât de la credință la necredință mare la Ioan Botezătorul. Dacă Ioan Botezătorul a avut acest declin de la credință la necredință, și tu poți să ai acest declin. Poate și tu cobori spre Ierihon. De la credință la necredință. Ți-ai închis inima spre. Sunt biserici atât de liberale, încât toată Biblia, asta nu trebuie să o crede. Minuni nu mai există astăzi. La un moment dat, într-o asemenea biserică liberală, câțiva ani, femeia s-a dus la păstor și a zis, frate păstor, uitați Biblia mea. Ia Biblia mână, singură foaie. Perioada intertestamentară, știi, de vechiul și nou. Dar ce ai făcut? Păi mereu spuneați că asta nu trebuie să o credem așa și mereu rupeam voile din Biblie. Și asta am rămas cu singură voie. Credință, de la credință la necredință. Nu mai credem Scriptura, nu mai credem că trebuie să stăm pe linia acest spune Scriptura. În biserica anglicană și în foarte multe biserici din vest. Se lapă de Scriptură, botează tot felul de păcate, că sunt permise. Dragii mei, în momentul ce Biblia spune despre un lucru care e păcat. Degeaba votăm, că tot păcat rămâne, nu? Tot păcat rămâne, tot votăm, că ne strângăm pe credincioși să facă acest păcat. Coboară de la credință la necredință. Dar nu este doar singura simbolistică, coborâle spre Ierihon. De la nădejde la deznădejde. Ierusalimul era cetatea nădejde, nu? Cum este? Cum spune Scriptura? Ierusalimul, cetatea mare lui împărat. Adică Dumnezeu. La cetatea deznădejde. Ierihon era deznădejde. Păi când era înconjurat Ierihonul, nu erau deznădejduiți. Oh, erau deznădejduiți. Se pare că dau înăuntru. Să știți că Saul a coborât de la nădejde la deznădejde. Împăratul Saul. A început cu râvnă mare, eliberat poporul evreu, dar n-a fost ascultător pe Domnul. La toate neascultări a căzut în deznădejde. A întrebat vrăjitoare, nu? Ce se fac? Dumnezeu nu i-a mai răspuns. Deci, poate eu m-am dat pe avut nădejde, dar ai coborât spre deznădejde. Acest călător a coborât spre Ierihon. Foarte important că spune Scriptura că a mergea spre Ierihon. Ierusalim, cetatea de sus. Ierihon, cetatea de jos. Ierusalim, cetatea nădejdei, Ierihon, cetatea deznădejdei. Cum ești așa? Deznădejduit? Care e nădejdea ta? Am auzit că în timpul COVID-ului am avut și noi oameni valoroși care au murit de COVID. Unul dintre ei a fost fratele
ascultam mai bine, da. Serio. Spunea că unii ajungeau în spital și erau sănătoși. Nu aveau COVID. Trebuiau. Cu alte probleme. Și fiindcă nu aveau spații, erau puși în salon de COVID. Până primeau rezultatul testului. Unii când vedeau cum mureau aia de COVID, intra frica în ei, atâta frică aveau, că cel nu mai recunoștea. Și din cauza fricii, chiar unii mureau. Mureau ei de spaimă. Mor de spaimă. Dragii mei, Dumnezeu să ne dea nădejde. Știți cum se numește Dumnezeu în Scriptură? Dumnezeu nădejde. Dacă ești deznădejduit și ai coborât Ierusalim la Ierihon, astăzi să te întâlnești cu Dumnezeu în nădejde. Doamne, oprește-ne coborârea. Doamne, oprește-ne coborârea să fie Ierihon. Dacă trăiești departe de Domnul. Trăiești o viață care nu place Domnului. Să te oprești astăzi în această viață. Și să începi o viață care place lui Dumnezeu. O altă simbolistică a călătorului spre Ierihon. De la iubire la ură. De la cetatea iubirii la cetatea urii. Iuda a fost un asemenea îngrământ. La început, a dus. Era plin de iubire față de ucenici, față de slujire. Vedem că Matei 10 era trimis doi câte doi și Iuda a mers în misiune. Iuda de la iubire a mers ca ură. A vândut pe Iisus pentru 30 de lei. Iubirea de bani a fost mai mare decât iubirea de Iisus. Poate și tu cobori de la iubire la ură. Ierihonul este o cetate a urii. Astăzi poți să zici Domnului, Doamne, oprește-mă. Oprește această coborâre, Doamne! Nu vreau să cobor! Nu vreau să merg spre Ierihon! Nu vreau să merg spre cetatea necredinței! Nu vreau să merg spre cetatea deznădejdii! Nu vreau să merg spre cetatea urii! Eu nu vreau să merg! Acest călător cobora e foarte important să înțelegeți această imagine a călătorului rănit și vindecat. Și care nu avea nume. Cobora. Viața unora este o coborâre. Declin! Știți care e continentul cu cel mai mare declin al credinței? Europa. Nu Africa, nu Asia, nu America. Europa are cel mai mare declin al credinței. Cei mai mulți care se leapără de Hristos sunt în Europa. Cel mai multe biserici se închid în Europa. Biserici mari, frumoase, sunt vândute, devin moschei, devin magazine. Europa. E adevărat vestul Europei. Mulțumim Domnului că aici, în România, se deschid biserici. Asta este harul pe care avem România. Se deschide biserică. Se deschide biserică. În Europa se închide. Se leapă de Hristos. În Germania, zeci de mii, sute de mii anual părăsesc biserica. Cu este evidență strictă că trebuie să dea taxe la stat pentru biserică. E prima imagine a Călătorului rănit și vindecat este această imagine. Călătorul spre Ierihon. Haideți să mergem la a doua imagine a Călătorului rănit și vindecat. Am numit această a doua imagine, Călătorul rănit și jefuit. Călătorul rănit și în comă. Primul aspect. Spune Scriptura că l-au bătut zdravă, au plecat și l-au lăsat aproape mort. L-au bătut zdravă. Tăhare. Din drumul spre Ierihon. Tăhare erau în drumul ăla spre Ierihon. Și l-au lăsat aproape mort. Ce înseamnă aproape mort? În comă! Nu știu că sunt oamenii în comă. Oamenii în pragul morții. Când spune Scriptura aproape mort, înseamnă că moartea era sfârșitul natural pentru el. Așa tare a fost bătut. Mai aud, citesc în ziare de români bătuți și care mor în diaspora. Bun, bătuți de alți români. Vin într-o sicrie acasă. Nu cumva sufletul tău este așa. Sufletul tău este în comă. Ești în comă spirituală. Ești aproape mort cu sufletul. Ești bătut de situații. Unii nu rezistă când aud că-s bolnav. Un om a auzit că este bolnav. A fost la ceva analize și s-a comunicat. Ai cancer.
În două săptămâni, omul a devenit o legumă. Două săptămâni. Și după două săptămâni, a primit de la centru de analize. Ne pare rău, am împucat în tine. Că deja era legumă! Pentru că sufletul lui, sufletul lui deja era în starea asta, aproape în comă. Dar nu s-a mai ridicat. Deci stai în două săptămâni s-a oferit. În două săptămâni l-ai recunoscut. Pentru că Iisus zice că are cancer. Dar n-avea cancer. Se discută foarte mult de legea eutanasierii. Adică moartea la cerere. Sunt țări în care copiii, adolescenții pot să ceară moartea. În Belgia și... moartea la cerere. Noi știți ce se întâmplă? Uneori rudenile aranjează cu hârtii false că se cer moartea. Ca să intre în posesia pe ei. Se plătesc fraude în Olandă și la alte țări. Aproape în comă! Dacă ești aproape în comă spirituală, îți atingă de tine Domnul Iisus. Tu știi inima? Ești acest călător, bătut zdravul și aproape de moarte, în comă? Dar încă este singur acest călător. Un alt aspect la călătorul rănit și jefuit este călătorul dezbrăcat și umilit. Niște zdrăhari care l-au dezbrăcat. Știți că este o mare umilință în Orient să fii dezbrăcat. Ca să umilească pe prizonieri în Orient, unul îi dezbracă de tot. Fiind pat așa. Acest călător a fost dezbrăcat și umilit. L-au dezbrăcat. Dar Iisus zice unei biserici, nu în Apocalipsa 3, biserici din Laodicea. Ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Deci spiritual poți să fii gol. Să fii religios și să fii gol. Oare cum te vede Iisus astăzi? Te vede gol? Ești ca acest călător dezbrăcat, umilit. Am o veste bună pentru tine. Iisus nu te vrea așa. E adevărat? Iisus nu te vrea așa. Iisus nu te vrea gol. Iisus nu te vrea nenorocit. Acest călător a fost dezbrăcat, a fost umilit. Și citim în Cuvântul lui Dumnezeu că a fost jefuit de tot ce avea. L-au jefuit de tot. Tot! Nimic nu i-a lăsat! Nimic nu i-a lăsat! Absolut nimic nu i-a lăsat! John Wesley, călătorit mii de kilometri cu calul în Anglia și vestea Evanghelia. A fost jefuit și el. Și pe el a jefuit de tot. Dar nu l-au dezbrăcat. Nu l-au dezbrăcat. John Wesley a rămas în picat. Și John Wesley a putut vorbi cu tâlhari care au jefuit. Oricum n-avea mult bani, ce să jefuiască pe un predicator. Dumnezeu a dat putere pe John Wesley, predicator englez, când a fost jefuit. Și nu l-au făcut ca și cu acest călător spiritual să-l dezbrace. A spus la unul din bandiți, ascultă-mă, dă-mi voie să zic ceva. Da, bine, da, bani, zic, ce vrei să zici, băi? Sângele lui Iisus Hristos te curățește de orice rău. Eu zic, John Wesley, la cel tăhar. A râs. Tăharul, după ani de zile, a vrut să se sinucidă. S-a săturat de viață de tăhar. Nu mai văzut niciun scop în viață. Bani nu i-au dus bucurie. Bani jefuiți. Și a dus aminte, înainte să se sinucidă, și a dus aminte. Stai, mă, cum zici ceva, mă? Ce o zis, bă, ăla pe care am jefuit? Omul cu calul. O zis că sângele lui Iisus Hristos te curățește de orice. Mă, poate adevărat asta? Mă poate curăți pe mine sângele Iisus? Pe mine bandit? De orice păcat? A început să creadă. S-a întors la Dumnezeu. Și peste timp s-a întâlnit cu John Wesley. Nu l-a mai recunoscut cu John Wesley. Și eu am jefuit, zicea. Dar uite că a zis o vorbă, că sângele Iisus plătește de orice păcat. Poate ești și tu jefuit de tot. Ca acest călător spre eu, jefuit de tot, dezbrăcat, umilit, în sângele tău. Nu uita un lucru, că sângele lui Iisus Hristos te poate curăța de orice păcat. Te poate curăța. Este putere în sângele lui Iisus. Sângele lui Iisus poate curăța orice om, e adevărat? Orice om! Nu, pe
mine nu mă întoarcă. Nu. E șapte diavolului. Sângele lui Iisus te poate curăți și pe tine. Orice păcat poate curăți. Nu este păcat care să nu poate fi curățit de sângele lui Iisus. Asta e vestea bună să el. Chiar dacă ești călătorul jefuit. Chiar dacă ești călătorul dezbrăcat. Chiar dacă ești călătorul cuminit. Sângele lui Iisus Hristos te poate curăți de orice păcat. Să mergem la a treia imagine a călătorului rănit și vindecat. Înainte de a trece la această trei imagine, să ne aducem aminte ce zice Iisus în Ioan 10 cu 10. Ce face diavolul? Vine cât să pure, să junghe și să răpădească. Deci diavolul face așa cu sufletul nostru, să fim jefuiți. A treia imagine, aici apare samariteanul milostiv. Călătorul și samariteanul milostiv. Și ce este interesant? Cum s-a apropiat samariteanul milostiv? Au fost alți doi, nu? Au văzut dezbrăcat, deci s-au uitat, să nu vadă un om dezbrăcat, l-au văzut în sânge, au trecut alături. Dezinteresați! Oamenii sunt dezinteresați de sufletul tău. Fiecare pare lui. Dar samariteanul milostiv s-a apropiat. Iisus se asemănă cu samariteanul milostiv. Pentru noi Iisus este samariteanul milostiv. Să-L se fie. Cum s-a apropiat de noi? Prin întrupare s-a apropiat. S-a întrupat. A venit ca un copil mic. Crescut. A murit pe curge. Iisus n-a venit ca Adam. Adam a venit ca un om adult. Nu pe lume. A fost făcut ca un om adult. Iisus a gustat fragilitatea de copil mic, de sida. Cât de fragil este un bebeluș? Cât de fragil. Și despre această întrupare vorbește Cuvântul lui Dumnezeu în Filipeni. Pentru că arată așa frumusețea lui Iisus. Filipeni, din capitolul 2, până în versetul 6 și în continuare. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut că un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. S-a dezbrăcat pe sine însuși. Deci Iisus, când a venit în această lume, s-a apropiat de noi, s-a apropiat de rasa umană, s-a dezbrăcat pe sine însuși. Fiți atenți! El s-a dezbrăcat. Și era și el s-a dezbrăcat. Fiul Hristos s-a dezbrăcat de slava cerească. S-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Chip de rob. El, Dumnezeu, se întrupează și ia chip de rob. Vedeți cum s-a apropiat Iisus de noi. Prin umilință. Samariteanul nostru s-a apropiat prin umilință de acest călător rănit și în comă. Iisus Hristos, spune mai departe în Filipeni, la înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. S-a smerit! Pentru samariteanul nostru a fost o smerenie să-și ia timp. Ceilalți doi nu au timp. Fiți atenți, erau oameni religioși. Erau veniți. Oameni religioși. N-am timp de timp. Cum mă interesează? Ești mort. Am văzut un videoclip când Treață din România cânta. Prietenul lui era pe moarte. Și ce cânta? Ești pe moarte. Stai liniștit. Dar lasă mașina mie. Lasă mașina mie. Vezi interesant. Omul care e pe moarte. Ideea e doar de avere, de lucruri care să rămână pentru mine. Iisus s-a smerit. El s-a apropiat de noi, s-a întrupat, s-a dezbrăcat de sânându și s-a smerit. Că a fost ascultător până la moarte. Pentru că ne uităm cum s-a apropiat Iisus de noi. Cum a intrat în rasa umană? Și de ce a intrat în rasa umană Iisus? Nu putea trimite Dumnezeu în înger? Fiindcă ne-a iubit. Iisus ne-a iubit. Să știți. Din iubire a venit Iisus. Și această iubire noi trebuie să o dăm înapoi. Ne-a iubit și noi trebuie să-L iubim. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult. Cel alt numele care se mai pe sus de orice nume. Deci Iisus a intrat în rasa umană. În Isaia 53 vedem profeția despre Domnul Iisus Hristos pe cruce. De fapt, Isaia 53 este despre moartea lui Iisus. Nu doar că s-a apropiat de rasa umană ca și samariteanul milostiv, dar s-a jertfit. Știți că și samariteanul milostiv s-a jertfit? Apropiere și jertfă. A dus o jertfă.
O să vedem imediat. Care a fost jertfirea asta mai de anul nostru? Nu doar că s-a apropiat, că te poți apropia, nu? Să te uiți, ok, ești aici, nu știi, mă duc mai departe, eu nu am timp de tine, am program la templu. Isaia 53 spune că era versetul 3 disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii, obișnuit cu suferința, era așa disprețuit că se întorcea în față de el și nu l-a băgat în seamă. Pe cruce, din cauza păcatelor care au fost puse pe Iisus, era așa de disprețuit. Totuși, în suferințele noastre le-a purtat. Știți că Iisus a purtat pe cruce suferințele noastre? Durerile noastre le-a dat asupra Lui. Durerile noastre le-a dat asupra Lui. Noi nu avem doar dureri fizice. Avem și dureri sufletești. Adică eu avem o fată refugiată din Ucraina. Odesca. Unde-i tăcătă? Păi de ce în Odesa? N-are voie să vină că niciun bărbat sub 60 de ani nu poate părăsi Ucraina. Zelenski a dat acest decret. De în pericol. Că rușii bombardează Odesa, vor să cucerească Odesa. Și îți dai seama ce durere sufletească are fata asta. Cu maică să e în Oradea, taică să într-o zonă unde poate să moară. El durere noastră le-a purtat asupra. Fizice și sufletește. Slăviți să fie Doamne. Iată ce Hristos are. Hristos n-a purtat doar păcatele noastre, a purtat suferințele noastre, durerile noastre a asupra Lui. Ne-am crezut că este pedepsit, oile Dumnezeu și smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care dă pace a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Pentru ce El a străpuns Iisus? Pentru păcatele noastre. A fiecare dintre noi. Vezi? Acest samaritan milostiv s-a apropiat și s-a jertfit. Care a fost jertfa samaritanului milostiv? Scriptura spune că i-a legat rănile. A turnat pestele unde lemn și vin. Apoi l-a pus pe dobitocul lui. Aici vedem jertfirea samaritanului milostiv. Timp. Ia-ți timp să legi rănile. E o jertfă. Jertfă de timp. Ceilalți doi, de ce nu i-au băgat în seamă? Fiindcă n-au adus jertfa de timp. N-am timp de tine. Ești în comă, rămâi în comă. Cine te-a pus să cobori pe Erihon? Poate au venit și cu morala asta, nu? Tu ești vinovat. De ce mergeai pe Erihon? Și de ce mergeai singur pe Erihon? De ce nu ți-ai luat o gardă? De ce nu ai mers cu un grup pe Erihon? Vina ta. Nu ne băgăm, nu ne amestecăm. Samariteanul i-a legat rănile. Așa face și Domnul Iisus cu noi. Ne leagă rănile. Fie seara asta o seară de legare a rănilor. Că avem rănile astea. Și zice că a turnat pestele unde lemn și vin. Vinul are rol de dezinfectare, a avut rol în rănilor lui Judeciu, în perioada aceea. A avut și acest rol de dezinfectare. Cum are și astăzi spiritul, nu? Rol de dezinfectare. Unde lemn un rol de tămăduire. A jertfit din unde lemnul lui. A jertfit din vinul lui. Și vedem că la cina Domnului, nu, rodul viței simbolizează sângele lui. Și Iisus a dus o jertfă. Și a vărsat tot sângele pentru noi. Iată ce a făcut samaritanul milostiv Iisus cu noi. Ne gândim la jertfa samaritanului milostiv, jertfă de timp și jertfă de lucruri pe care le-am. Ce să dau eu din unde lemnul meu pentru acest necunoscut? E necunoscut era! Era samaritan. Dau din unde lemnul meu, de vinul meu pentru acest necunoscut. Că acest necunoscut, dacă nu dezinfectez, moare. Dacă nu pun unde lemn peste rană, moare. Și nu vreau să moară. Hristos nu vrea să moară în păcatele tale. Hristos nu vrea să merge în iad. Hristos vrea să-ți dea viață veșnică. Hristos vrea să-ți stămăduiască sufletul. Asta vrea Hristos. Da? Mi-a făcut o jertfă. L-a pus pe dobitocul lui. Nu știu dacă ați întâlnit. Ne-am întâlnit. Șofer. Și mașina mea, nu te sui cu bocanci murdari. Păi, ce mașină curată, domnule. Merge despre ultimul timp. Dacă era tico, te lăsa. Nu te lasă. Eu nu te lasă. Dar tu nici nu poți să te prepare. Rău. Nu putea să spună samariteanul, mă, pe dobitocul meu nu pun un om cu sânge, nu? Și dobitocul va fi plin de sânge, ce să-l pun eu? Îmi murdărești vehicolul, nu? Dobitocul. Nu e păsat că se va murdări acel animal de călătorie.
Le spune Scriptura că l-a pus pe dobitocul lui. Jertfă de timp, jertfă de lucrurile pe care le avea. Și a pus și vehiculul lui la dispoziția acestui necunoscut. Și vedem în relația călătorului cu Samaritanul Milostiv că s-a ocupat de recuperarea Samaritanului Milostiv. L-a dus la un pan și a îngrijit de el. Dragii mei, el nu și-a putut duce la îndeplinire toată lucrarea pentru tămăduire. Și a zis, măi, bun, îl las aici. Ce se întâmplă cu el? Bun, eu l-am dezinfectat. Poate i-a oprit hemoragie. Dar va muri. Cine va da de mâncare? Va muri. Trebuie să-i găsesc un loc unde să se vindece. L-a dus la un an. S-a gândit la recuperarea lui. Hristos se gândește la recuperarea noastră. Biserica e cel mai bun an. Poate ești departe de biserică. Să iubești Biserica lui Dumnezeu. Nu trebuie să fie un han mare. Nici nu știu ce han. Important că e un han unde te poți recupera. Prețuiți biserica. Rugați-vă pentru păstor, pentru conducerea bisericii. Poate fi un han care să fie binecuvântare și recuperare pentru sufletul tău. Noi nu credem în credincios singuratici. Noi credem în oameni care se întorc la Hristos și se alipesc de biserică. Credem în oameni care, știți acum e mania asta, urmărim pe internet, predicator celebri, hai, butonăm. Unii fug într-o dimineață, în duminică, la 5-6 biserici. Scumpii mei, nu e loc să urmărești pe internet. Da, fiți atenți la ce vă zic astăzi. Hristos și ce-a promis. Sunt acolo unde sunt doi sau trei adunați în... Nu zici că va fi pe internet. Deci tu când vii la biserică, te întâlnești cu Iisus. Iisus este prezent unde sunt doi sau trei. Dar nu se poate. Și eu mă mai uit la programe pe net. Dar nu se compară programul pe net cu prezența fizică. Înțelegeți? Prezența fizică e mai importantă decât programul. Hai, din când în când te mai uiți. Dar să nu mai vii la biserică, sunt deja oameni care nu mai vin la biserică. În timpul pandemiei s-au obișnuit doar cu net. Nu mai vezi la biserică. Bă, dar frate, dar s-a terminat COVID-ul. Da, da, s-a terminat COVID-ul. Dar nu, eu acum m-am obișnuit. Să beau cafea în timp ce ascult predica. Stau 10 minute la o biserică, mai stau 20 minute la altă. Dragii mei, hanul nu-i ceva online. Hanul e ceva fizic. Deci eu proclam cu mântuire. Primești pe Hristos în inima ta și te alături de o biserică. M-ați înțeles? Nu devii creștin online. Poți să te uiți la ce programe vrei, sunt bune și ele. Dar când comparăm programul online cu prezența fizică, prezența fizică e mai importantă. Pentru că Iisus este prezent unde sunt doi sau trei adunați fizic. Înțelegeți? Nu trebuie să ne grijăm. Chiar dacă programele nu sunt ca programele din New York sau de unde. Pentru noi nu programele sofisticate sunt importante, ci prezența lui Iisus. Amin. Și am simțit la dumneavoastră prezența lui Iisus. Iisus este aici. Aici este un har. Aici pot să fii recuperat. Aici te poți întâlni cu Hristos. Să mergem la patra imagine. Călătorului rănit și vindecat. Să capitolăm primele trei imagini. Prima imagine era călătorul spre Ierihon. A doua imagine a călătorului rănit și vindecat a fost călătorul rănit și jefuit. A treia imagine, călătorul și samariteanul milostiv. Iar a patra imagine, călătorul și hanul vindecă. Foarte important și locul acesta. Hanul l-a dus la un han și a îngrijit de el. Fiți atenți că și asta e important. A îngrijit de el. Adică a stat peste noapte și l-a îngrijit. Timpul lui prețios. Nu pot. Omul ăsta nu-l pot lăsa, că trebuie să-l duc undeva și trebuie să-l îngrijesc de el. El personal s-a îngrijit. Scumpii mei, când un om se pocăiește, are trecutul lui. Și e nevoie de un timp de recuperare, e nevoie de un timp de schimbare a gândirii. Cineva s-a pocăit, lucrează în Vietnam. Un român care lucrează și s-a pocăit, ascultând pe internet ceva predică. Și a ajuns la noi acasă și mi-a zis, da,
Că nu-i de ajuns să... Tu trebuie să cauți o biserică acolo în Vietnam, de care să te lipești. Unde să mergi? Și m-a ascultat, s-a dus, frecventează o biserică acolo. Hanul este locul unde poți să fii îngrijit. Aici mădulare se îngrijesc unele de... Când suferă mădular, toate mădularele suferă. Când se bucură, așa este. Noi suntem trupul lui Hristos. Aici e frumusețea, suntem trupul lui Hristos. Fost în Republica Moldova, condus o delegație de studenți de la Universitatea Emanuel, au finanțat, finanțau proiecte misionare, am depus și eu proiectul ăsta de misiune în Republica Moldova și Universitatea Emanuel am finanțat și mi-am bucurat să fac echipa, a făcut echipa de studenți. Am ajuns în sudul Republicii Moldova și ne-am hotărât să vestim Evanghelia unde se ținea ora satului. Nu era o biserică evanghelică în sat. A apărut primarul și eu faceți-o aici. Cântăm Domnului, vestim Evanghelia. Nu vă dau voie. Primarul din Republica Moldova, nu-i dau voie. Dacă făceam voie, îl dea voie. Chem poliția! Domnul primar, noi nu plecăm aici. Eu știam legile din Moldova, că aveai voie, știi, fără să... Aveai voie să cânti, să aveai... Asta nu știa că eu știu legile din Republica Moldova. Bine, domnul primar, chemați poliția, zic. Sătenii au aflat că au făcut scandal cu noi primarul. Și au început să vină, mă, au început să vină, știți cum e, ca la circ. Vine, au început să vină sătenii. Ne aveam așteptat să avem auditoriu. Nu a venit poliția, dar în schimb au venit zeci și zeci de săteni. Ne-am împărțit. Și ne-am dus la ei, în grupuri mici, și le-am vestit pe Hristos. Și ce s-a întâmplat? S-a plantat o biserică baptistă în satul acesta. Un han! S-a plantat un han! Există acel han! Spune Scriptura în Efeseni. Următoarele lucruri spune în Efeseni 2, la versetul 19. Care este valoarea aceasta a bisericii. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu Sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor piatră din capul Domnului, fiind Iisus Hristos. Deci voi nu mai sunteți oaspeți ai casei, sunteți cetățeni cu Sfinții. În hanul numit biserică, tu nu mai ești oaspeț. E ce diferență. Ce ești parte component. Din personalul anului. Sunteți cetățenii cu Sfinții. Domnul nu vrea doar să-ți mântuiască sufletul, vrea să te lege de biserica Lui. Ca să devii cetățean cu Sfinții. Ne-am bucurat că am putut planta biserica aceea baptistă în Republica Moldova. Când am ascultat de amenințarea primarului. Dar Dumnezeu a făcut să vină oameni. Nu noi. Noi n-am putut să anticipăm că vor veni oameni. Acest han este un han de recuperare. Este un han al vindecării. Este hanul în care au îngrijit. Au îngrijit de... Dar nu este hanul doar un loc de îngrijire. Hai să vorbim despre hangium. Versetul 35. A doua zi când a pornit la drum, deci înseamnă că a rămas peste noapte și s-a mai dat milostiv. A scos 2 lei. Bun, 2 lei. E moneda grecească. E că nu văd în lista 2 lei, că nu poți să faci nici popcorn cu 2 lei. Avea o altă valoare. I-a dat hangiului și i-a zis, ai grijă de el și orice vei mai cheltui îți voi da la întoarcere. Deci samaritanul zice, totuși, îmi fac și eu treaba, nu pot să stau în omul ăsta până se vinde. Dar găsesc o soluție. Rog pe hangiu, îl plătesc pe hangiu, îi dau bani în avans, ai grijă de el și orice vei mai cheltui îți voi da la întoarcere. Biserica este locul unde avem grijă spirituală, grijă pentru sufletul nostru. În Scriptură este un om care și-a făcut hambare, un om care s-a gândit doar la lucrurile materiale și Dumnezeu a zis, nebunule, noaptea asta îți cere înapoi sufletul, nu? Pentru cine vor fi aceste lucruri? Tu te-ai gândit la sufletul tău! Noi trebuie să ne gândim la sufletul nostru. Dacă primim pe Hristos în inimă, suntem mântuiți. Dar trebuie să avem o biserică unde să crește sufletul. Domnul să binecuvânteze fiecare biserică, indiferent că e mică sau mare. Poți să crești în biserică de 50 membri, poți să crești în biserică de 50.000.
Hangiul e foarte important. Samaritanul s-a gândit, dau la hangiu, dau la cine răspunde de acest an. Îți dau ție. Îți dau bănuții aceștia. Da. Face o promisiune sfântă. Vei mai cheltui pentru el, îți voi da înapoi. Fii atent, nu vreau gratuit. Nu-și cer să ai grijă gratuit de el. Și ce zice Dumnezeu? Voi răsplăti orice pahar de el. Nu vrea Dumnezeu gratuit. Nu? Orice pahar de apă a fi răsplătit. Cei ce Pavel către cei în Tit, către cei din Creta. Fiți cei din tăi în fapte? Va fi răsplătită fiecare osteneană, va fi răsplătită fiecare lacrimă, va fi răsplătit fiecare pahar de apă. Orice ai făcut pentru Iisus va fi răsplătit. Promisiunea aceasta a samaritanului se va împlini. Deci Iisus n-a putut să iartă că eu vin și răsplata mea este cu mine. Dragii mei, poți te-ai gândit, dar vede cineva ce fac eu pentru Domnul? Vede. Domnul vede. Tot ce faci pentru Domnul, Domnul vede. Angiule, ai grijă. Și legat de ideea aceasta de călător și hanul vindecării, reîntoarcerea samaritanului milostiv la han. Este această promisiune că se va întoarce samaritanul milostiv. Ce orice vei mai cheltui, îți voi da înapoi la întoarcere. Hangiu știa că samariteanul se va întoarce să-l vadă pe acesta. Hristos a promis și el că se va întoarce. Așa e? Samariteanul milostiv a zis, eu vin curând și răsplata mea este cu mine. În Luca 14:12 ni se spune următorul lucru. Când ai o prânză sau o cină, să nu chemi pe prietenii tăi, nici pe frații tăi, nici pe neamurile tale, nici pe vecinii bogați, ca nu cum să te cheme și ei la rândul lor pe tine, să iei astfel la răsplată pentru ce ai făcut. Și când ai o masă, cheamă pe săraci, pe schilos, pe șchiop, pe ori. Și va fi fericit de tine pentru că ei n-au cu ce să-ți răsplătească, dar ți se va răsplăti la învierea celor. Se vorbește, ți se va răsplăti. Știți ce a promis să mergi la milostiv? Voi veni. Știți ce a promis Iisus? Voi veni a doua oară. Ultimul cuvânt, nou necredincioși. Ultimul cuvânt, nou răutăcioși. Ultimul cuvânt îl are Domnul Iisus Hristos. Va veni a doua oară. Și va veni să-și cerceteze hanul. Dragii mei, dacă astăzi te-ai identificat cu călătorul rănit, jefuit, bătut zdravă, dezbrăcat. Samaritanul milostiv Iisus să se apropie de tine. Să se lege rănile. Să te lege. Să te lege de hanul lui. Când am fost în Africa, am fost într-o zonă foarte periculoasă, în junglă, unde erau în Mozambic, erau lupte civile, se omorau între ei. Ne-a dus cu ajutoare. Că ei erau după o mare catastrofă, tot ceva uragan. Dar se echipă de 3 români. Mi-a fost frică, mărturisesc, după aia nu mi-a fost. Că se merge în zonă cu coleră, cu malarie, nu există vaccin contra malarie. Știți ce am văzut acolo? Oameni care l-au primit pe Iisus. Oameni care înainte erau vrăjitori, sau erau sub vrăj. Și Hristos a eliberat. Au fost ca și călătorul rănit și jefuit. Hristos i-a dus la han. Și o bisericuță într-o colibă, sau unde se strângeau ei. De-aia am văzut oameni restaurați, cu rugăciune. Hristos nu restaurează la rugăciune, restaurează și în oraș și în satele României. Și astăzi vreau să închei cu această chemare. Hristos, samariteanul milostiv, vrea să se apropie de tine. Trebuie să-L primești prin credință pe Hristos. Trebuie să primești prin credință mântuirea. Trebuie să primești prin credință salvarea. Dar de tine depinde, ascultă-mă, să te liberi de o biserică, de han, să fii recuperat, să crești spiritual. Noi nu proclamăm doar Evanghelie a unui creștin singuratic și creștin online. Proclamăm Evanghelie prin care suntem mântuiți prin credința în Hristos și Hristos vrea să trăim într-o biserică. Nu contează mărimea bisericii. Hristos este prezent unde sunt doi sau trei.
prețuiți biserica unde sunt doi sau trei. Domnul să vă binecuvânteze. Domnul să atingă de fiecare suflet de călător rănit și jefuit. Domnul să vindece orice rană. Din samaritanul care s-a întrupat, s-a apropiat de noi, s-a jertfit pentru noi. Și Hristos să facă din noi oamenii care din nou umblă. Eu cred că acel călător rănit care era în comă din nou umblă. Cred că s-a ținut de cuvânt samaritan și s-a întors la an. Și l-a văzut un rând. L-a văzut vindecat! Asta vrea Domnul cu noi. Să nu fim în comă spirituală. Să fim vindecați. Să trăim o viață din veșul. Să trăim o viață cu Dumnezeu. Domnul să ne ajute la asta. Amin.
pentru dragostea, pentru harul, pentru îndurarea ta cu care ai fost până în prezent cu noi. Mulțumim, Doamne, că este pace, este libertate și ai trimis slujitorii tăi peste tot, în toată țara, unde mulțumim că este pace ca să vestească Evanghelia. Și mulțumim și în seara aceasta că am putut fi în casa ta. Te rugăm, Doamne, ajută-ne cu toții să ne punem pe inimă tot ce am auzit, să-L îndeplinim și să ne ajut, Doamne, cu toții să ne pocăim cu adevărat și să luăm Scriptura să fie înaintea noastră, să umblăm după Scriptură, ca atunci când vedem și noi oameni care s-au îndepărtat sau poate niciodată n-au fost aproape de tine, să-i putem ajuta, să dăm o mână de ajutor, să dăm o vorbă bună, să dăm banul sau tot ce avem pentru ei ca să ajutăm să se mântuiască și binecuvântează, Doamne, fiecare familie, fiecare suflet care a fost în casa ta. Ajută-ne, Doamne, ca cu pacea ta să ajungem cu bine și acasă. Și ajută-ne, Doamne, cât trăim pe acest pământ să te slujim. Amin. Amin. Da. Cu bolă, Domnul Domnului și pentru seara aceasta, care potrivit fiecăruia Domnul să fie slăvit. Mulțumim celor care a suferit, mulțumim tuturor. Mulțumim fratele Iuliu, Domnul să fie binecuvânteze. Mă așteptăm la Biserică, nu e foarte departe de Oradea. Avem și elevi la liceu, la fratele acolo. Avem o grădiniță aici, cum ne-am vrea să mai meargă, dar o să intre, să intre mai greu. Da. Domnul să-i binecuvânteze. Am avut din sal care nu erau membrii biserica noastră, dacă vă mă ascultați mai bine. Și nu prea activitatea, nu veneau niciodată, dar aveau copiii la Petre. Am întrebat, dar de ce îți lași copiii la Petre? Deci îmi place mediul de acolo. E o școală serioasă și mă bucur. Sunteți o mărturie și pentru cei din alte biserici și ne bucurăm pentru această Domnul să vă ajute să puteți face o educație bună într-o vreme în care statul prin legile lui strică. Ne vom vedea și mâine, duminică, să fim în casă, la adunare, la biserică. De dimineață, de la 10, după masă, vom face pe ora 6. Am mers toată săptămâna pe ora 6 și vom fi de asemenea cu frații de la drum, cu biserica de la drum, cu profesori și împreună și vă încurajez să vă rugați și să postim și să